Bun găsit, dragi telespectatori! Astăzi, din Biserica Bunei Vestiri a Mănăstirii Moldovița, vom vorbi cu Maica Teodora despre pictura naosului acestei biserici. Vă mulțumim că ne găzduiți această emisiune. Cu multă plăcere. E un spațiu interesant, biserica construită pe vremea lui Petru Rareș, Biserica Bunei Vestiri. Un spațiu care din pronaos trece spre gropniță, parcurgând un spațiu al pregătirii spre întâlnirea cu spațiul liturgic. Iar la intrarea în spațiul liturgic avem parte de o deschidere a cerului din care mâna lui Dumnezeu păstrează, ține, salvează niște suflete. Care este sensul acestei picturi? Credința în sine este un dar. Ni se dă acest dar al credinței și trebuie în continuare să-l cerem. Mântuitorul sporește necredința. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Deci mâna lui Dumnezeu ne întărește credința, ne călăuzește credința. Prin harul lui Dumnezeu, această credință ne ajută să intrăm în biserică. Altfel poate nu am intra, altfel poate nu am fi botezați, doar în biserica primară numai creștinii botezați aveau acces în naosul bisericii. Deci această credință, acest botez ne-a fost dat de mâna lui Dumnezeu, care ne-a prins și ne duce și ne ține prinși în palmă. Și dacă vă uitați la sufletele acelea îmbrăcate în alb, ca niște scutece, și ne amintim de cuvintele Mântuitorului să fim ca niște copii ca să moștenim împărăția cerurilor, înseamnă această capacitate a copilului de a fi plastic, de a se modela după modelul părintelui, de a vrea să învețe. Deci, indiferent de vârstă, indiferent de trecutul nostru, când vrem să învățăm de la Părintele Ceresc, putem intra în naosul bisericii, în adevăratul naos, în naosul spiritual, în corabia spirituală, că ăsta era sensul naosului, în corabia spirituală condusă de Pantocrator. Dacă ne uităm la turla bisericii, această turlă, acest catarg, este veșnic condus de Pantocrator, stăpânul a toate, care este Iisus Hristos. Deci această deschidere a cerului este, de fapt, menită să ne aducă aminte nouă privitorilor, vizitatorilor, despre importanta lecție a catehezii, a învățămintelor. Continue. A cunoașterii luminei dumnezeiești prin lectură, prin studierea Sfintelor Scripturi. Bineînțeles că acest miracol nu se întâmplă doar prin lectură, dar și prin rugăciune. De aici este reprezentată și Maria Egipteanca primind darul împărtășaniei de la Sfântul Zosima. Sfânta Maria Egipteanca ne mai dă o lecție care, de fapt, se aplică la viața fiecărui sfânt, dar în viață este spusă foarte explicit. Când se citește viața Sfintei Marie Egipteanca, noi pe 1 aprilie și în postul mare, se spune foarte clar, Sfânta Marie Egipteanca, pocăindu-se în deșert, nu a avut o transformare imediată sau pocăință ușoară. Spune că s-a luptat 40 de ani cu fostele ei deprinderi, cu fostele ei patimi și cerând ajutorul Maicii Domnului, treptat le-a învins. Și asta este o lecție care și eu mereu le amintesc celor care vin în biserică, să nu ne așteptăm, dacă ne-am hotărât să ne îndreptăm, de mâine să ne fie ușor, să nu mai avem nicio greșeală, să devenim alt om. Nu, este o luptă foarte lungă în care o să cădem, o să ne ridicăm, iar o să cădem, ne mai îndreptăm, cerem ajutorul și în final, dacă nu deznădăjduim, vom fi încununați. Deci să nu credem în schimbarea peste noapte, care nu durează, ci într-o luptă continuă cu căderi și cu ridicări. Intrând în spațiul liturgic acestei biserici, ne dăm seama de complexitatea valorilor acelei epoci, epoca lui Petru Rareș. Petru Rareș, care de altfel este reprezentat în tabloul votiv al bisericii. Avem și o horă a sfinților militari, însoțiți și de sfinții doctori fără de arginți.
E o întâlnire neașteptată, cu foarte multe exemple, atât sociale cât și legate de duhovnicesc. Ce ne puteți spune despre acești sfinți și această horă a sfinților în apsidele naosului bisericii? În primul rând, știm din istorie, Sfântul Gheorghe era pictat pe steagul de luptă al voivodului Ștefan cel Mare și sfânt, tatăl lui Petru Rareș. Deci, acest Sfânt Gheorghe, care era și un ordin militar, erau și decorații cu ordinul Sfântului Gheorghe, era un patron direct al luptătorilor pentru dreapta credință. Și alături de Sfântul Gheorghe avem acești alți sfinți militari, care mulți au trăit pe vremea prigonitorilor romani și care mulți au avut foarte înalte funcții militare, au fost oameni de vază și au preferat să renunțe la ele și să-și sacrifice viața, trupul, ca să câștige viața eternă. Să nu uităm că Petru Rareș a trăit într-o epocă feudală în care imaginea regelui, pe de-o parte eroic în luptă, pe de altă parte un model de credință, de fiu al bisericii, aceasta era o imagine foarte prețuită. De aceea, de exemplu, în exterior, avem arborile lui Isei pornind de la David, un rege biblic, viteaz și credincios. Aici, în Naos, avem un rege creștin, Sfântul Constantin cel Mare, și Petru Rareș, dacă ne uităm la tablou votiv, ochii lui se îndreaptă către Sfântul Constantin cel Mare, pe care și-l ia de model. Așa cum Sfântul Împărat a protejat credința în Imperiul Roman, practic, parcă Petru Rareș vrea să spună că face un jurământ și el va proteja credința creștină în regatul care i s-a credințat, care era Moldova. Și mai avem și un contraexemplu, un contraerou. Deasupra voivodului Petru Rareș îl vedem pe Pilat din Pont, îmbrăcat cu coroană, îmbrăcat în haine de voievod, ceea ce vrea să arate că avea de plină autoritate în acel moment să ia o decizie. Ce alege? Persoana Mântuitorului sau propria lui securitate politică? Și l-a ales, după cum știm, să se lepede de Mântuitor, să-și păstreze poziția socială. Deci avem un contraerou și un erou. Contraerou este Pilat din Pont, erou este Sfântul Constantin cel Mare și Petru Rareș, între cei doi, face o alegere. Constantin cel Mare, protejez credința. Este interesantă și imaginea votivă din Naos, reprezentându-l pe Petru Rareș, cum cu o singură mână ține macheta bisericii și Maica Domnului îmbrățișează biserica, îmbrățișându-l oarecum parțial și pe Petru Rareș și oferind această biserică lui Iisus Hristos. E o compoziție foarte plastică, foarte duioasă ca mesaj. Poziția mâinilor și care anume parte din biserică este atinsă, este foarte încărcată de simboluri. Mâna lui Petru Rareș creează un ax pe verticală cu turla. Ori noi știm că în perioada medievală, înălțimea turlei arăta rangul ctitorului. Deci, practic, biserica ridicată de un voievod avea o turlă mult mai înaltă decât o biserică ridicată de un boier. Și îl vedem pe Petru Rareș, având pe chip o stare de demnitate, o stare de mulțumire, hainele cu ararat o influență bizantină, el este conștient cine este el, un voievod care vrea să mențină cultura bizantină, care ține biserica pe care a creat-o și de care este mândru, și care încredințează această biserică Maicii Domnului, protectoarea Sfântului Locaș și protectoarea moldovenilor și a românilor, care într-adevăr îmbrățișează și mâna lui Petru Rareș, pentru că ea l-a inspirat pe Petru Rareș să ridice biserica în primul rând. Chipul Maicii Domnului este foarte blând și foarte smerit. Maica Domnului se roagă, arată rugăciunea Maicii Domnului, perpetua ei rugăciune pentru noi fiii ei. Iar mâna Mântuitorului este un capitol în sine însuși. Mântuitorul atinge partea din biserică, din exterior, stâlpii pridvorului, pe care este pictată facerea. Deci aceeași mână care a făcut omul,
creația s-a făcut prin cuvânt, dar numai omul a fost creat de degetul lui Dumnezeu. Și acest vârf de deget, un vârf de deget al Mântuitorului, poate da viață unei lumi întregi. Această mână care ne-a creat, mâna care a fost răpunsă de piroane pentru mântuirea noastră, mâna care s-a tins de ochii orbilor, de urechile surzilor, mâna care cu un vârf al unui singur deget sfințește o biserică și ne guvernează. Mâna Mântuitorului este un izvor de viață, de sănătate, de credință, de mântuire, toate practic darurile sunt în această mână. Este un gest extraordinar de încărcat de simboluri, bogăția pe care ne-o dă Dumnezeu. Mai în toată pictura, Mântuitorul reprezintă forța îmbrăcată în delicatețe sufletească, pentru că undeva asta este esența Mântuitorului, sunt blând și smerit cu inima. Deci Mântuitorul tot timpul să aibă această forță a dumnezeirii îmbrăcată în blândețe, în delicatețe, în a nu se impune pe sine, iar gestul acestor celor trei mâini, Petru Rareș care construiește, făurește, Maica Domnului care călăuzește și Mântuitorul care sfințește, practic trece crearea bisericii anul 1532 în eternitate, în veșnicie. E mâna care a existat înainte de Geneză și mâna care duce biserica și sufletele celor care se roagă în ea spre veșnicie. Ieșim din timp. Ieșirea asta din timp este caracteristică spațiului liturgic și mai avem o scenă importantă care este de fapt și tema hramului acestei biserici, Buna Vestire. După cum ne-am obișnuit, Buna Vestire este pictată mereu pe porțile altarului, porțile centrale. Scena este pictată pe niște porți, dincolo de care masa altarului reprezintă atât și cina cea de taină, cât și mormântul și locul învierii. Ei bine, această reprezentare simbolică a Bunei Vestiri pe porți este și ea însoțită de un semn al mâinii. Mâna Arhanghelului Gabriel arată clar ideea întrupării Mântuitorului ca un copil în pântecele Maicii Domnului, iar Maica Domnului, cu o mână, parcă își exprimă surpriza, cum se poate întâmpla așa ceva, iar cu cealaltă mână arată acele cuvinte mântuitoare pentru întreg neam omenesc, fie, Doamne, după voia Ta, facă-se voia Ta. De această acceptare a sorții, care a fost determinantă pentru mântuirea noastră. Dacă Maica Domnului ar fi refuzat acel moment al întrupării, mântuirea noastră, practic, ar fi fost periclitată. Acest hram a Bunei Vestiri ne duce cu gândul spre o verticalitate a evenimentelor ilustrată pe iconostas. Iată că la înălțimea ochilor unui copil avem vestea întrupării, coborârii Fiului lui Dumnezeu în această lume, în lumea noastră. Și mai sus avem niște scene care ne vorbesc despre Iisus Învățătorul, scena de Isis, de fapt, unde este împreună cu Maica Domnului și Ioan Botezătorul, avem Sfânta Treime și sus de tot este răstignirea. Răstignirea pe iconostas este punctul final, este momentul în care timpul, spațiul capătă o altă dimensiune. De ce există aceste iconostase în orice biserică? Care este încărcătura simbolică a acestei construcții într-o biserică? Poate am să încep întâi cu o latură practică. Într-un fel, iconostasul asigură taina de dincolo de catapeteasmă, care are nevoie de o anumită singurătate, de un anumit spațiu în care să te poți concentra. Deci are și preotul nevoie de un anumit spațiu care să fie al lui, în care se poate ruga, se poate concentra, pentru că acolo sunt aceste rugăciuni cutremurătoare. Dar cel credinciosul din Naos care se uită, vede practic istoria Vechiului și Noului Testament, vede cum totul a condus spre acest punct culminant al crucii. Avem profeții Vechiului Testament, avem apostolii, avem icoana Mântuitorului și a Maicii Domnului, avem hramul bisericii, avem un sfânt important în cazul nostru, Sfântul Nicolae, avem praznicele împărătești în aceste medalioane din registru central și, bineînțeles, această cruce, crucea fiind scara dintre pământ și cer. În momentul în care crucea a fost înfiptă în Golgota,
s-a unit pământul cu cele cereri. Să nu uităm că Golgota, prin tradiție, este acest loc care acoperă capul lui Adam, înmormântat în Golgota. Deci iarăși se leagă Adam cel vechi cu Adam cel nou Mântuitorul și cu noi oamenii. Și această cruce este pentru creștini un mod de viață. Cum se spunea, peste orice dar să tragi o cruce. Noi oamenii suntem înzestrați cu dar, Dumnezeu ne dă atâtea daruri personale. Dacă noi nu punem pe ele o cruce, adică ce înseamnă să pui o cruce peste un dar? Înseamnă să-l folosești pentru binele aproapelui. În momentul în care îl folosești doar pentru tine, ca să ieși tu în evidență, acest dar devine o sursă de egoism și darul se restrânge, se sufocă, egoismul te sufocă. Darul se multiplică atunci când îl pui în slujba oamenilor. Deci crucea pentru un creștin este un mod de viață, nu este un simplu obiect sau un simplu moment istoric care s-a întâmplat acum 2000 de ani. Este un continuu mod de viață. Noi trebuie să trăim răstignindu-ne și răstignirea este un lucru pozitiv. Ne îmbogățim dând aproapelui, așa cum sângele Mântuitorului a adăpat întreg pământul și a dat o viață nouă. Crucea, de altfel, este și un pom al vieții și aici vedem o ilustrare alegorică a acestui fenomen. Crucea înflorește, rodește și vița de vie este frumos sculptată pe porțile împărătești, care semnifică sursa Sfintei Împărtășanii. Păi să nu uităm că noi când ne împărtășim în biserică, aici pe Sole, exact între aceste uși împărătești, primim Sfânta Împărtășanie. Iar toate aceste plante, pomul vieții, vița de vie, avem afară arborile lui Esei, această creștere organică arată faptul cum a creat Dumnezeu lumea aceasta vizibilă în care putem vedea semnătura lui de autor, faptul cum crește o plantă, cum crește o floare, cum rodește un fruct, arată bunăvoința lui Dumnezeu, pronia dumnezească, este o semnătură a lui Dumnezeu în lumea vizibilă și un îndemn ca noi să-l căutăm în lumea invizibilă, dincolo de cele văzute. Mai avem o icoană care, bineînțeles că este mult mai târzie, bănuiesc că este de secolul XVIII, în care avem reprezentat scena Bunei Vestiri. Este o icoană de influență catolică. Da, este o influență renascentistă, e mult mai târzie. Crinul e o plantă foarte interesantă, este simbolul curăției, dar în același timp este o plantă foarte puternică, e o plantă foarte înaltă, foarte viguroasă. Arată faptul, ca și alte virtuți, curăția necesită forță interioară, nu e o slăbiciune. Dar este o plantă foarte puternică, foarte majestoasă, să nu uităm, crinul era o emblemă imperială, arată faptul că Fecioara Maria se trage din casa lui David, o casă regală, dar arată această curăție care este un simbol al puterii tale de a te stăpâni, de a te controla, deci arată forța purității, forța unei virtuți. De ce virtutea mai înseamnă și tărie? Sensul virtuții, ceva vârtos, ceva tare, vârtos, tare și o calitate. Deci calitatea implică automat tărie. Vedem pe latura cealaltă, pe sfinții doctori fără de arginți, o temă mai târzie în pictura medievală moldovenească. De ce apar acești sfinți alături de sfinții militari? Sfinții doctori fără arginți, avem pe Sfântul Pantelimon și sfinții Cosma și Damian, arată că biserica este și un izvor de sănătate trupească, nu numai sufletească. Și ei sunt puși față în față cu marii sfinți militari, Gheorghe, Dimitrie și Nestor, arătând că pentru, în primul rând, este un lucru logic, practic, arată că pentru a fi biruitor în luptă și pentru a reuși, trebuie și o sănătate fizică, deci arată realismul gândirii pictorilor bisericii. Ne rugăm, suntem și în forță fizică, combinăm cele două, forța sufletească și forța trupească, pentru a câștiga această bătălie, care era poate pe vremea lui Petru Rareș o bătălie împotriva Imperiului Otoman, în zilele noastre este o bătălie cu noi înșine, nu cu suferințele noastre, cu patimile noastre. Deci se combină cele pământești cu cele duhovnicești. Este o luptă, de fapt, dusă continuu în structurile ființei umane.
Iar cea care poate să le învingă pe toate, cred, este Fecioara cu pruncul. Și Maica Domnului apare în următoarea reprezentare flancată de îngerii Arhanghelii Gavril și Mihail. Și nu apare oarecum, Emanuel, ținându-l în brață, vorbește despre puterea iubirii nemărginite a mamei pentru fiul său și despre puterea vindecătoare a iubirii creștine și despre modul în care ar trebui unii cu alții să ne comportăm astfel încât să ajungem să putem dărui precum Petru Rareș în tablou votiv darurile noastre și materiale, dar și sufletești Mântuitorului. Darurile sunt date de la Mântuitor și noi le întoarcem, ale tale dintru ale tale, cum se spune la Sfânta Liturghie. Deci noi dăm înapoi Mântuitorului darurile înmulțite. Pilda cu talanții, avem foarte multe asemenea ocazii în Biblie de a vedea că, deși Dumnezeu ne dă, ne cere să lucrăm și El lucrează împreună cu noi. Revenind la tablou votiv, cu Maica Domnului ține și mâna lui Petru Rareș când oferă biserica. Deci așa cum Maica Domnului l-a susținut pe Petru Rareș, l-a inspirat, i-a dat putere să ridice această biserică, așa Dumnezeu pe fiecare ne susține să ne mulțim aceste daruri, să le cultivăm, să le împărțim împreună cu ceilalți și, în final, să le întoarcem Lui. Am parcurs tot naosul în încercarea noastră de a descoperi valorile epocii lui Petru Rareș. Și ați observat ceva, acești sfinți au trăit poate în vremi diferite. Biserica ne adună pe toți. În biserică nu mai există istorie, există acum. Acum, începând de la Dumnezeu Creatorul până la noi, care ziua de astăzi ne aflăm aici împreună și discutăm, deci în biserică ne regăsim toți, nu mai există oameni din epoca trecută, oameni din viitor, nu, toți suntem acum, în aceea mâna lui Dumnezeu care ne-a călăuzit ca să ne întâlnim aici. Este interesant faptul că dacă ne ridicăm privirea cu un registru mai sus, acest termen la oaltă capătă și o altă valență artistică, deoarece nu mai există colțuri în pictură. Idealul picturii de pe vremea lui Petru Rareș este de a ignora niște canoane în pictură și de a crea un nou sentiment al privirii, o filosofie a privirii liturgice diferită de cea de până atunci. În special în pictura Bisericii Moldovița se încearcă să se iasă din spațiu bidimensional. Se creează iluzia aceasta a mișcării. Dacă ne uităm lângă tabloul votiv, unde avem această imagine a Maicii Domnului flancată de îngeri, deasupra avem o scenă cu lepădarea Apostolului Petru, unde Petru este prezentat de trei ori, forțând ochiul să vadă, practic într-un desen, aceste mișcări ale Apostolului Petru. Deci Petru apare de trei ori ca să, în mintea privitorului de atunci, să creeze această iluzie a mișcării. Petru devine viu și vedem exact în fiecare instanță cum a vorbit, întâi cu slujnic, apoi cu soldați, apoi cum a plâns auzind cocoșul. Redă foarte viu tot dramatismul, tot dinamismul, iese din spațiul pe lungime și pe lățime, cum să spun, devine o istorie, o poveste. Iată că spațiul liturgic creat pe vremea lui Petru Rareș nu doar redă niște imagini, animă, e plin de viață, este de dinamism și de forme care, umplute de culoare, ne duc într-o altă lume, o lume în care este ilustrată întâlnirea cu Dumnezeu, cu lumina divină și cu pildele lăsate prin Evanghelie, prin intermediul Evangheliei celor care pășesc în spațiul liturgic. Ce sfat vreți să le dați ascultătorilor noștri în acest final de emisiune? Un sfat. Să ceară să conștientizeze prezența lui Dumnezeu în viața lor. Dumnezeu nu lipsește niciodată din viața noastră. Noi uneori uităm de prezența Lui. Poate unul dintre noi nici nu a avut ocazia să-L cunoască pe Dumnezeu. Să cerem să fim conștienți de această prezență, să-i fim recunoscători și să-i rugăm să ne putem lăsa modelați
de intenția pe care o are cu noi. Pentru fiecare persoană în parte, Dumnezeu are un plan, o intenție, să fim conștienți de asta și să mulțumim. Cred că ne lipsește mult recunoștința. Recunoștința este un sentiment minunat pe care trebuie să-l cultivăm și față de Dumnezeu și față de oameni și este o sursă de bucurie și o sursă de curaj de a merge înainte. Ce înseamnă pentru dumneavoastră pictura de pe vremea lui Petru Rareș? Ca să spun într-un singur cuvânt, este o minune. Că în ziua de astăzi pot să văd ce au gândit niște oameni care au trăit pe acest pământ când poate zona era acoperită încă de păduri, nu exista tehnologie, dar existau niște minți luminate și niște mâini înzestrate cu har care au putut realiza aceste, cum să spun, niște complexități. Vă spun, acum stând în biserică, poate de fiecare dată observ ceva nou, înțeleg ceva nou, este o sursă de bogăție inepuizabilă. Nu cred că poate cineva să termine de explicat și de înțeles bogăția acestei picturi. Este o carte deschisă. Această carte deschisă îi invităm pe telespectatorii noștri să o studieze. Și să o vadă personal, să vină și să o simtă, mai ales se simte fizic, este o prezență fizică a Sfinților, a Maicii Domnului, a Mântuitorului, trebuie să o trăiești fiind aici. Maică Teodora, vă mulțumesc mult pentru participarea în emisiunea noastră. Doamne ajută, urându-le telespectatorilor noștri să ajungă să cunoască Cartea Minunilor din curtea mănăstirii din Vatra Moldoviței. Mulțumesc frumos! Doamne ajută!